Universitatea de Vest din Timișoara anunță un nou succes de echipă. În cadrul ariei științifice Economie Circulară, echipa UVT a fost declarată câștigătoare a competiției. Proiectul echipei are ca obiectiv fundamental elaborarea unui plan de acțiune pentru crearea unei rețele de simbioză industrială bazată pe principiile economiei circulare. Scopul său aplicativ este acela de a stimula revitalizarea economică a zonei Făget prin crearea de noi locuri de muncă, prin dezvoltarea de noi afaceri sau extinderea celor existente, prin creșterea rezilienței mecanismelor, sistemelor și proceselor economice la nivel comunitar și a coeziunii sociale. În plus, această rețea de simbioză industrială valorifică contextul geografic și socioeconomic al Făgetului, permițând transformarea deșeurilor provenite din activitățile agricole, forestiere și industriale în inputuri valoroase pentru alte procese. Se realizează astfel minimizarea consumului de materii prime și alinierea la obiectivele urmărite pe plan internațional, vizând dezvoltarea durabilă, bunăstarea umană și prezervarea ecosistemelor. Datorită specificului regiunii analizate, modelul propus de echipa UVT poate fi reaplicat în alte regiuni ale țării, dar și în alte state ale Uniunii Europene, care se confruntă cu provocări similare. Felicit echipele și mentorii UVT pentru activitatea intensă desfășurată în ultimele 8 luni și mai ales pentru că proiectele pe care aceștia le-au creat reflectă spiritul Alianței Europene Unita în cadrul universității noastre, fiind o ilustrare foarte bună a faptului că un domeniu nou de interes poate fi abordat cu seriozitate și dedicare la cel mai înalt nivel, spune rectorul UVT Marilen Pirtea. Premiul câștigat de echipa UVT în cadrul ariei științifice Economie Circulară are valoarea de 500 de euro.